Urmele lăsate de lucrările diverselor firme prin oraș nu sunt vizibile doar pe șosele, ci și prin fața blocurilor din Giurgiu. Un exemplu este unul din blocurile CF, zona aflată la marginea cartierului Tineretului, o zonă ce pare a fi uitată de toată lumea. Plin de bălării și gunoaie, spațiul din fața acestui bloc ascunde și niște gropi mari, lăsate în urmă de angajații care, acum 2 ani, au schimbat rețeaua de apă. Oamenii din bloc se tem pentru siguranța copiilor, care oricând ar putea să cadă într-una din aceste gropi, și asta nu e singura lor problemă. Acum 2 ani s-a anulat, a dat placa la o parte și a luat vanele de acolo sau ventile ce a fost și s-a făcut traseul nou și a rămas așa. Deci nu s-a mai făcut nimic. A stupat gaura de dedesubt? Păi n-a stupat, a rămas goală. Deci are 2 ani de zile. Nu mai vorbim de gardul viu, nu s-a mai tăiat ultimul timp, mizerii, nu se mai mătură cum trebuie, numai gunoaie, numai... Acolo e mai periculoasă. Câini ăștia a zis că îi adună numai câini pe aici, să vedeți și seara pe aici, ce forfui pe aici. Nu se mai menții de curățenie. Și dacă acolo unde a fost odată căminul de apă, de bine de rău, placa de beton ar putea fi un avertisment, câțiva pași mai încolo, o altă groapă este ascunsă de bălării. Ca să nu se producă vreo tragedie, locatarii blocului au improvizat. Au pus deasupra gropii câteva bucăți de beton și niște fiare, însă toți stau cu frica în sân că cineva ar putea să cadă în această adevărată capcană.